bine ați revenit la Biblioteca Astroiedă la ESPU. Așa cum vă promiteam și la ultima noastră întâlnire, noi aici la bibliotecă continuăm toamna literară. Iar dacă până acum am sensibilizat cu poezie, astăzi a venit rândul prozei. Și aceasta datorită ultimului volum, pe vremea cailor păgâni, semnat Simeon Bogdănescu. Simeon Bogdănescu, un scriitor reprezentativ al grupei noastre, profesor de excelență, care și-a dedicat întreaga viață misiunii nobile a scrisului. Poet înțestrat cu har, cu care biblioteca noastră se mândrește. Avem invitați deosebiți, invitați scriitori ai unui membri ai unui scriitorilor, reprezentați de seama ai culturii ieșene și nu numai. Cel numesc aici pe Valeriu Stancu, scriitor, poet, redactor șef al editurii Cronedic, editura la care a apărut volumul pe care îl lansăm astăzi. Alături de domnia sa se află scriitorul Traian Mocanu. Scriitorul Nicolae Busuioc. Fost director al Bibliotecii Județene Gheorghe Asaic din Iași. Și bibliotecar, am înțeles, da, este din viața noastră. Scriitorul Emilian Marcu. Domnul Dumitru V. Marin, coborând despre... Ne apropiem de reprezentanții de seamă și ai urbei noastre și menționează aici pe poetul Petruș Andrei. Domnul profesor Gheorghe Clapa. Și nu cred că am făcut o gafă, am lăsat doamnele la urmă, scriitoarea Dorina Stăița. De nuvele exemplare, evident, sintagma cred că am pus-o în între ghilimete, pentru că nu mi aparține, este al lui Cervantes. Și eu n-am obicei să lucrez cu copii pesca sau paste, sau cum s-o fi pronunțând, chiar sunt curios dacă am pus aceste nuvele exemplare, pentru că este un titlu pe care noi îl știm de la, din literatura universală, de la cel care ne-a lăsat nemuritoarele aventuri ale lui Don Quixote. Ei bine, am făcut trimiterea discretă la Don Quixote pentru că acesta este Simeon Bogdănescu. Un om care trăiește într-o lume a lui, o lume a cuvântului tipărit și atunci când nu este mulțumit de ea, o inventează sau o reinventează. La început, când am primit această frumoasă carte, am avut tentația să-i citesc postfața semnată de Valeriu Stancu și am citit primele rânduri din această postfață. Și mi-am zis să mă opresc aici ca să nu fiu prea influențat și mai bine să o citesc și să-mi fac impresiile mele de lectură. Încât, citind aceste excepționale novele, pe care le poate scrie doar un scriitor autentic, un prozator de valoare, Simeon Bogdănescu, înainte de toate, este și un deosebit poet. A scris cele peste 20 de cărți, majoritatea sunt, dacă nu mai știu, de poezie. Nu s-au spus cuvinte gratuite aici. Nu s-a spus că această carte a lui Simeon Bogdănescu ar fi și nu știu ce, că este una din marile cărți ale prozei contemporane, gratuit. Aproape că așa este. Ieri, la filiala Uniunii Scriitorilor la Iași, unde s-au dat premiile, un critic literar important a spus așa. Citez aproape din clasici. La ora actuală,
cei mai buni prozatori contemporani, de la noi, evident, sunt prozatorii proveniți din poeție.